În zonele rezidențiale din Statele Unite ale Americii sunt multe obiceiuri între vecini. Majoritatea lor sunt reflectate în filme sau reclame TV. În România nu prea ducem plăcintă cu mere la cei care s-au mutat recent pe strada noastră, însă yard sale-ul, adică târgul în curte, începe să se împământenească. Sâmbătă după masă, timp de 5 ore, pe strada Lunei din Dumbrăvița, s-a ținut cea de-a doua ediție a yard sale-ului din comună. Prima acțiune de acest gen s-a consumat mult mai restrâns în curtea organizatoarei, dar având un succes nescontat, Alida Bacoș a mutat evenimentul în stradă, unde curioșii au putut găsi produse de calitate la prețuri cu adevărat atractive. Ce înseamnă din punct de vedere organizatorii ca doua ediție de yard sale din Dumbrăvița? Datorită faptului că există social media, este mult mai ușor. Ne organizăm prin chat-uri, ne-am organizat și după aia am promovat. Pe grupuri de mămici, pentru că ne avem targetul nostru, mămicile, să facem, pe lângă faptul că am dorit să vindem unele produse pe care nu ne mai trebuie, vrem să și socializăm. Eu m-am axat mult pe faptul că aici vecinii sunt foarte ok și ne înțelegem de minune, pentru că altfel, fără acordul și fără acceptul și fără participarea lor, n-am fi putut să facem asta. Vrem, într-adevăr, să socializăm, să ne simțim bine, vremea e bună și ca și organizare, da, ne strângem cine vrea să participe, cu ce vrea să participe, cam cât loc ocupă, cam cât spațiu și atunci, bineînțeles, în funcție de fiecare, am reușit totuși să facem. Am înțeles că a trebuit la un moment dat să închideți lista pentru că au fost prea mulți doritori. La toamnă, cum o gândiți? Da. Eu sinceră și chiar mă așteptam să trebuiască să închidem lista, pentru că primul yard sale a fost în curte la mine, asta toamnă, și atunci deja eram full. Și am zis, acum nu mai vreau să calc gazonul, vreau să fie mai multă lume, mai mulți participanți și să încercăm să ne organizăm pe stradă. Deci da, listele s-au închis după vreo 2 săptămâni de când am anunțat și la toamnă, dacă suntem sănătoși și dacă probabil o să avem și acceptul primăriei, am dorit să facem într-o locație mult mai mare, cumva să promovăm mai mult, să vină cât mai mult, să fie produsele să fie mai diversificate. Eu m-am gândit să implic un bărbat în organizare, să vină și ei cu, nu știu, cu motostivuitoare, cu coase, cu ce au ei pe acolo, cu casetofane și cu din astea, să implicăm și pe ei, și pe bărbați, pe tătici, pentru că noi, mămicile, Doamne ajută, ne organizăm bine. Probabil că o să facem în colaborare cu primăria și cu organizațiile de profil. Acum, ce vreau să mai subliniez, pentru că ați văzut, sunt multe chestii de aici și am zis, nu le mai cărăm înapoi și tot ce nu vindem vom dona centrului de zi din Dumbrăvița în principal. Am vorbit cu ei, doamna Lina este de acord și așteaptă donațiile noastre. Deci nu numai vindem, ci facem și o faptă bună. Ca la orice yard sale care se respectă, nici din Dumbrăvița nu au putut lipsi Lemonade Stand-ul, copiii având posibilitatea de a testa pe bune abilitățile de antreprenori. Fără doar și poate, vedeta evenimentului a fost câinele Frodo, The Wonder Dog, a psihoterapeutei Cristina Lucaci, cel care a fost alintat la greu de micuții aflați cu părinții la târg. Astăzi am venit cu câinele meu Frodo, el este un câine de terapie, un câine care este momentan în dresaj și se pregătește de lucru cu copiii și cu adulții care au diverse probleme, eu fiind psihoterapeut. La yard sale-ul dumbrăvițean nu au venit doar din comună, au aflat de eveniment și numeroși potențial cumpărători din Timișoara, Giroc sau Șag. Am venit tocmai din Braitim, adică din Giroc, și am aflat de pe internet, de pe Facebook, de eveniment. Ați fost și la prima ediție? Din păcate nu, am știut și de prima ediție, dar nu am apucat să ajung atunci. Dar acum mă bucur că am venit, chiar am cumpărat câteva lucruri drăguțe pentru copii. Mi se pare o idee destul de originală și bună de preluat. Deci mi-ar place să o preluăm și la Șag, să facem data viitoare. Deci foarte fain. Eu cred că comunitatea se unește într-un lucru pozitiv și arătăm că suntem o forță. Nu contează pentru ce, important este să faci ceva împreună. Cu ce lucruri ați venit aici pe strada Lunei? Măi, cu multe. Deci eu sunt cu Tupperware-ul, ceea ce ține și de ecologie. Deci să putem să nu mai avem atâtea lucruri toxice pe planeta asta. Deci eu sunt cu Tupper, sunt cu bijuterii, sunt cu Oriflame și sunt și cu lucruri făcute manual. Deci destul de multe, eu zic, nu?
Am participat și la prima ediție împreună cu vecinii mei. Mai mult târgul ăsta l-am, adică a fost inițiat să fie o întâlnire în comunitate și, bineînțeles, totodată să facem cumva schimb unii de la alții, de lucruri faine. Și anul ăsta chiar a fost interesant, că a venit și un cățel, foarte interesant pentru copii. Și pur și simplu să ne simțim bine. Într-o sâmbătă dimineața, cam asta e ideea. Cum merg vânzările? Sunt destui curioși cumpărători? Da, eu zic că sunt destui și mai așteptăm până la ora 4. Așa că până atunci stăm aici, practic, mai mult între noi și asta mă bucură foarte tare. Pe lângă tradiționalele produse de târg, adică haine, biciclete, ustensile de bucătărie sau de grădinărit, Alida Bacoș a venit cu o Doterra Essential Oils, iar cei de la Hai Hui Store au expus un adevărat arsenal de cărți pentru copii. La inițiativa organizatorilor, mai mulți expozanți au donat diferite produse celor de la Centrul de Zi din Dumbrăvița, iar pentru ediția din toamnă, cel mai probabil acțiunea se va muta într-o locație cu un vad comercial mai bun.